Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Reprezentanții Chișineului sunt de părere că în cadrul așa zisului congres al reprezentanților locali din 28 februarie, convocat de autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului, aceștia nu vor cere includerea regiunii transnistrene în componența Federației Ruse. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, anunță o acțiune de protest pe data de 13 martie la judecătoria Centru din Capitală, acolo unde va fi examinată sesizarea privind reducerea retroactivă a tarifelor la gaz. Mai multe vă spunem în continuare. La primăvară, în Elveția, ar putea avea loc primul summit dedicat planului propus de Ucraina pentru rezolvarea pașnică a conflictului cu Rusia. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Nikki Haley a pierdut alegerile primare în fața lui Donald Trump în statul ei de baștină. Care sunt rezultatele după numărarea voturilor, vă spunem în câteva momente. Reprezentanții Chișinăului sunt de părere că în cadrul așa zisului congres al reprezentanților locali din data de 28 februarie, convocate de către autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului, aceștia nu vor cere includerea regiunii transnistrene în componența Federației Ruse. Declarația aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru un post privat de televiziune. Totodată, deputatul PAS a adăugat că autoritățile statului dețin și alte pârghii pentru asemenea situații. În primul rând, nu există un hotar, deci, comun în care Federația Rusă ar putea să intervină. Asta este 1. 2. Liderii de la Tiraspol știu foarte bine că noi am modificat codul penal și dacă acțiunile lor anterioare nu cad sub incidența, deci, codului penal privind separatismul, toate acțiunile lor care sau deciziile ar putea lua de acum, deci încolo, ar putea avea consecințe, iar noi avem și altă pârghie în care putem să influențăm anumite procese care sunt în stânga Nistrului. Reamintim că inițial așa zisul lider de la Tiraspol și-a anunțat intenția de a organiza congresul deputaților la toate nivelurile pe data de 29 februarie, ulterior însă data a fost modificată. În mass media au apărut versiuni că decizia ar putea fi direct sau indirect legată de adresarea lui Vladimir Putin la adunarea federală programată pentru data de 29 februarie. În special, unele voci fac trimitere la un posibil scenariu în care așa zisele autorități din stânga Nistrului ar cere ca regiunea să fie inclusă în componența Rusiei. La aceste mesaje au răspuns nu numai reprezentanții Biroului pentru Reintegrare, dar și autoritățile de la Kiev. Nu sunt sigur că săptămâna viitoare locuitorii regiunii transnistriene sau oricine se va aduna acolo vor face acest pas. Din informațiile pe care le dețin, nu sunt sigur de o astfel de mișcare. Oricum ar fi, deputatul PAS, Lilian Carp, susține că toate cheile pentru rezolvarea problemelor asociate atacurilor hibride externe se află la Chișinău. La etapa actuală, cheia de rezolvare a problemelor se află în mare parte la Chișinău, dar să nu uităm că agenții economici din stânga Nistrului, mare parte exportează pe piața europeană și cât ne se distrează pe piața românească. Așa că dacă are cineva de pierdut în încercările de a putea să destabilizeze situația, sunt cei din stânga Nistrului care vor pierde piața de desfacere. Deci noi nu vom admite, da, să existe, cum a existat în interior, ca să se dicteze anumite condiții unilateral, da, și Chișinău trebuie veșnic să cedeze. Nu, toată lumea este în condiții egale. Reamintim că autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, drept răspuns la anularea de către malul drept a facilităților vamale pentru companiile transnistriene, au introdus taxe vamale pentru persoanele fizice și juridice din satele Dorotskaya, Pârâta, Coșnița, Pohrebea, Cocieri, Molovata Nouă și Vasilievka, care vor să-și exporte produsele pe malul drept al Nistrului. Anterior, la Tiraspol au fost organizat un meeting în masă împotriva noului cod vamal al Republicii Moldova.
Cei de la Biroul pentru Reintegrare, la rândul lor, au declarat că au solicitat Consiliului Raional Dubăsari să prezinte un calcul preliminar al costurilor pe care fermierii le vor suporta în legătură cu decizia Tiraspolului de a introduce taxe vamale pentru producătorii agricoli din dreapta Nistrului. Pe baza acestor calcule, Biroul va stabili volumul resurselor financiare pentru compensarea parțială a cheltuielilor. Liderul partidului nostru, Renato Usat, i-a promis că va organiza pe data de 13 martie curent primul protest, pentru care va fi personal responsabil. Politicianul a publicat informația pe rețelele de socializare. 13 martie, miercuri, primul protest, protest care mi-l asum. Voi face tot posibil ca să ajungă toți doritorii la acest protest de raioane, dar să ies separat cu un mesaj, conferință, dar pentru 13 martie, vă rog, ieșiți la protest, nu pentru Usatăi. Amintim că anterior, comentând protestul unui alt partid de opoziție, purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă, printre altele, a invitat toți politicienii la un dialog constructiv. Nu comentăm revendicările manifestanților și oricine are dreptul să protesteze, desigur că în condițiile legii și respectând drepturile altor cetățeni. Guvernul, la rândul său, continuă misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață prin programele și acțiunile lansate. Nu ne dorim politizarea subiectelor atunci când ne gândim la interesele cetățenilor și invităm toți actorii în societate să contribuie cu soluții concrete în beneficiul oamenilor. Totodată, în cadrul emisiunii 7 zile de la postul nostru de televiziune, reprezentanți ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și ai Partidului Renaștere, deputații Diana Caraman și Alexandru Nesterovski au calificat ca fiind interesantă propunerea lui Usatăi. Потому что я считаю, что с помощью митингов мы можем изменить ситуацию в стране и должны проводить мирные акции протеста в рамках законодательного поля Республики Молдова. Într-o altă ediție a emisiunii 7 zile, reprezentantul partidului extraparlamentar de opoziție Democrația Acasă de pe eșicherul de dreapta, Vasile Costiuc, s-a arătat extrem de pesimist cu privire la amploarea protestului pe care și-l propune Usatăi să îl desfășoare. Moldovenii nu mai reacționează. Ne-au mințit în 2015, ne-au bătut în 2009 și în 2015 am ieșit să salvăm sistemul bancar și nu că nu l-am salvat, dar l-am întărit pe Plahotniuc încă mai tare și deja oamenii nu cred că o să iasă, fizic nu cred că o să iasă. O să vedem ce o să întâmple. Situația e foarte dramatică pe plan regional. Noi asta am discutat-o inclusiv la președinție. Geopolitic situația e extrem de tensionată. Îmi pare rău că administrația statului, a noastră, așa cum este ea, multe din fenomenele mari, ori nu-i conștient, ori nu le poate soluționa. Noi avem un război hibrid, așa că ei l-au terfelit noțiunea de război hibrid, că oamenii nu mai înțeleg și nu se mai tem de lucrul ăsta, dar suntem într-un plin război. În acest context, săptămâna precedentă, la un post privat de televiziune, premierul Dorin Recean s-a adresat societății și a îndemnat cetățenii să analizeze critic informațiile care se scurg cu regularitate în spațiul public. Eu cred că fiecare dintre noi are un rol extraordinar de important să analizăm astfel de declarații, să analizăm știrile false, să analizăm, încă o dată, spuneam, tentativele de a dezbina societatea noastră. Lipsa de consens între forțele politice din Republica Moldova este evidentă și pentru partenerii externi. La sfârșitul săptămânii trecute și ambasadorul UE în Republica Moldova, Janez Majex, a făcut trimitere la acest subiect. Aveți dreptate. Aceasta a fost, de fapt, și dorința mea să fie obținut un consens cât mai vast pe integrarea europeană ca și un scop unificator pentru țară, fiindcă consider că nu există atât de multe elemente unificatoare pentru întreaga societate. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a aderat la blocul politic din care mai fac parte partidele Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor, dar și Partidul Schimbării. Decizia a fost luată duminică în cadrul ședinței comune a birourilor politice ale celor patru formațiuni. Președintele CUB, Igor Munteanu, a declarat că prin aderarea la acest bloc electoral se dorește întărirea instituțiilor democratice și pluraliste, care să asigure cetățenilor stabilitate și bunăstare. Noi, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, am optat conștient pentru această coaliție, pentru că suntem conștienți de obligația noastră de a furniza cetățenilor un guvern capabil să guverneze competent, onest
și profesionist în condițiile statului de drept, prin politici transparente și fiscalitate redusă. Liderii celorlalte trei formațiuni, Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor, dar și al Partidului Schimbării, au precizat că aderarea reprezentanților de la CUB reprezintă un pas important pentru destinul politic al Republicii Moldova și asigurarea unui parcurs ferm în urma alegerilor prezidențiale și parlamentare care ne așteaptă. Suntem obligați să creăm o platformă politică comună care va da speranță cetățenilor noștri și o alternativă politică credibilă, fiabilă, vizionară, care va asigura parcursul european al Republicii Moldova. Blocul care astăzi deja este format din 4 formațiuni politice, ceea ce ne face să fim astăzi mai puternici, mai uniți, este să valorifice acest potențial uman extrem de prețios în situația Republicii Moldova la maxim. Republica Moldova are nevoie de o relansare economică. Republica Moldova are nevoie de o justiție veritabilă și o reformă acesteia în tot sensul cuvântului. Le spunem încă o dată bun venit colegilor de la CUB și îmi dorim tuturor împreună mare succes. Reprezentanții celor 4 partide au mai precizat că această alianță are drept scop de a face auzită vocea diasporei, care nu trebuie să fie mobilizată doar în ziua alegerilor. Totodată, aceștia au mai menționat că în timpul apropiat urmează să înainteze un candidat comun la funcția de președinte pentru scrutinul din toamnă. Între timp, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei anunță că își va desemna propriul candidat la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Decizia a fost luată de către membrii Biroului Executiv Central al formațiunii politice. Într-un comunicat de presă publicat de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, se menționează că membrii Comitetului Executiv au luat act de informațiile furnizate despre discuțiile cu alte partide politice pentru determinarea unui candidat comun la alegerile prezidențiale și au ajuns la concluzia că această opțiune nu este optimă. Progresul modest realizat în procesul de identificare, convingere a unui potențial candidat comun, precum și termenii restrânși rămași până la exercițiul electoral prezidențial, reduc substanțial oportunitatea acestei opțiuni. În aceste condiții, Biroul Executiv Central al PDCM a luat decizia de a propune Consiliului Politic Național al formațiunii să identifice și să aprobe un candidat propriu al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei pentru alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Procedura de desemnare a candidatului PDCM pentru funcția de președinte al Republicii Moldova va fi desfășurată în strictă conformitate cu calendarul prevăzut de codul electoral și de documentele statutare ale formațiunii. Despre faptul că opoziția moldovenească, cel puțin cea din stânga, nu a reușit deocamdată să decide asupra unui singur candidat la alegerile prezidențiale, devine clar nu doar din discuțiile publice, ci și din declarațiile politicienilor în studiourile de televiziune. Astfel, în cadrul emisiunii 7 zile cu Rodica Kravchenko, deputații Diana Caraman și Alexandru Nesterovski au precizat că în turul 2 opoziția va face totuși front comun împotriva candidatului din partea actualei guvernări. Sunt sigur că în turul 2 Maiei Sandu îi se va opune un candidat de stânga, așa că sunt sigur că această persoană îmi va împărtăși cel puțin parțial părerile. O persoană pe care să o putem sprijini și cu care să luptăm decisiv împotriva Maiei Sandu. Candidatul trebuie să fie, desigur, un mare patriot, o persoană care respectă legile și Constituția Republicii Moldova, pentru că președintele este garantul Constituției Republicii Moldova. Suntem pregătiți pentru dialog, astfel încât să existe un singur candidat și într-o variantă ideală, într-un format ideal. Aceasta ar fi cea mai bună soluție la problema cu pricina. Să nominalizăm un candidat care să se potrivească flancului stâng, terenului de opoziție, pentru că, într-adevăr, nici măcar să nu se ajungă în turul 2. Un singur candidat este, desigur, cea mai bună opțiune, dar este dificil, foarte dificil. Politic или аполитик? Nu contează. Important este că toate partidele politice să-l susțină. Prin urmare, va fi extrem de dificil să găsim o persoană pentru care toată lumea va vrea să voteze. Opoziția noastră de stânga este încă prea divizată.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a calificat propunerea de indexare a pensiilor cu 4% drept o bătaie de joc. Liderul PSRM a făcut declarația în cadrul ediției de vineri a intervenției video în direct cu Igor Dodon. Ce părere aveți despre indexarea pensiilor în aprilie cu doar 4,2%? Bătaie de joc de pensionari, genocid social. Vă reamintesc, dragii noștri părinți, pensionari, Maia Sandu a găsit 300 de milioane de lei pentru radar, a găsit sute de milioane de lei pentru a crește salariile miniștrilor și a crea noi ministere. Dar ea nu găsește bani pentru voi. Aș dori să vă reamintesc că pe timpul socialiștilor am făcut indexări de 2 ori pe an. Vă получали индексацию 2 раза в год. De asemenea, liderul socialiștilor a lansat un apel repetat opoziției să se unească și să acționeze pe un front comun împotriva guvernării actuale, reprezentată de către președintele Maia Sandu. Maia Sandu este ni politică ugroză. Maia Sandu nu este o amenințare politică. Maia Sandu este o amenințare la adresa securității naționale. Repet, aici nu este vorba despre politică, ci despre existența țării. Haideți, în sfârșit, să ne unim cu toții împotriva acestei guvernări, să lăsăm deoparte ambițiile noastre politice înguste. Sunt pregătit să fac asta. Am spus deja chiar și pentru alegerile prezidențiale. Sunt gata și, dacă trebuie, nu voi candida. Să ne unim cu toții împotriva acestei guvernări. Дайте всем объединяться против этой власти. Ne-am adresat reprezentanților administrației prezidențiale pentru o reacție la declarațiile lui Igor Dodon, dar până la difuzarea acestui material nu am primit niciun răspuns. Reamintim că miercuri BEX, alături de susținătorii formațiunii, au organizat un nou miting în fața clădirii guvernului. Protestatarii s-au plâns că guvernul are bani pentru cheltuieli instituționale, pentru arme, dar nu și pentru bătrâni și bolnavi. La rândul său, purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, a subliniat că guvernul nu dorește să politizeze subiectele atunci când este vorba despre cetățeni. Prin urmare, invită toate părțile interesate să ia decizii concrete în beneficiul oamenilor. Președintele Partidului Democrația Acasă susține că sistemul procuraturii în Republica Moldova s-a transformat într-un monstru care nu mai poate fi ținut sub control. În cadrul emisiunii 7 zile de la postul nostru de televiziune, Vasile Costiuc a subliniat că guvernarea a pierdut lupta cu procurorii, dar și cu justiția. Guvernarea a pierdut lupta cu procurorii și procuratura și cu justiția. Procuratura este un monstru pe care așa și nu înțeles guvernarea actuală și să fac cu el. Îi povesteau din, dacă nu, e să vedeți, dacă vinim, e să vedeți. 3 ani au un procuror general, nu a putut spune 3 ani. 3 interimar. Sistemul ăsta de monștri creat, eu vă arăt niște procurori care i-au înghițit de la Plahotniuc, au slujit pe toți până înainte de Plahotniuc. Și astăzi controlează sfere uriașe de contrabandă, stupefianti, spirit, țigări, crimă organizată, ei acoperă, ei descoperă și ultima perioadă, dacă vedeți în spațiu public, n-am vrut să vorbesc de lucrul ăsta, crime abominabile făcute de procurori sau de rudele procurorilor se datorează faptului că este un domeniu atât de puternic și se protejează unul pe altul. Contactată pentru o reacție, Violina Moraru, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, a subliniat pentru postul nostru de televiziune că procuratura reiterează faptul respectării stricte a exigențelor legii în activitatea sa. La rândul său, Adriana Vlas, ofițerul de presă al PAS, a menționat că formațiunea pe care o reprezintă nu va comenta declarațiile politicianului Vasile Costiuc. Luni la Chișinău a fost lansată etapa a doua a proiectului Instanțe Judecătorești Model în Republica Moldova. Astfel, judecătoriile din Bălți, Ungheni și cele din Edineț, care deja dețin acest titlu, la finalizarea proiectului, li se vor alătura și instanțele judecătorești din Drochia, Strășeni, Criuleni și Hâncești. Extinderea proiectului Instanțe Judecătorești Model ne oferă o oportunitate excepțională de a aduce schimbări pozitive și durabile în viața oamenilor noștri și de a implementa rezultatele de la primele instanțe model și în alte instanțe ale Republicii Moldova. Și totodată să ne învețe și pe noi, ca stat, Republica Moldova, de a ști cum să rezolvăm problemele. De aceea vom urmări cu atenție și interes evoluțiile următoarelor 4 instanțe selectate, Drochia, Hâncești, Strășeni și Criuleni, care urmează în timp să devină și ele instanțe model, dar nu fără implicarea judecătorilor și a personalului din aceste instanțe.
Totodată, ministra Justiției a specificat și care sunt principalele beneficii care rezultă din dezvoltarea proiectului. Cred că, de fapt, una din cele mai mari realizări acestui proiect este faptul că a determinat ca atât judecătorii, dar și personalul din aceste instanțe să învețe, să aibă o abordare proactivă și de a se implica într-un mod mult mai larg. Adică ideea este de a găsi soluții și de a răspunde la solicitările cetățenilor. Ori aceasta tot este o abilitate care, pentru care noi anterior nu tot timpul am fost instruiți corespunzător. La rândul lor, reprezentanții ambasadei SUA la Chișinău au remarcat progresul realizat de către autoritățile din Republica Moldova în domeniul justiției și au reiterat susținerea Statelor Unite ale Americii față de proiectele de acest gen. Lansarea etapei a doua a acestei inițiative importante demonstrează angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a obține rezultate excelente în activitatea instanțelor și de a îmbunătăți accesul la justiție și procese echitabile. Progresul în domeniul statului de drept și a bunei guvernări nu se refera doar la atingerea standardului UE, dar și la condiții de viață mai bune pentru cetățenii obișnuiți. Potrivit coordonatorilor proiectului Instanțe Judecătorești Model, la cea de-a doua etapă a proiectului au fost depuse 10 cereri de participare, care au fost analizate de către membrii unei comisii speciale, cu referire la 12 criterii de evaluare. Agenția Proprietății Publice își propune să readucă în proprietatea statului Hotelul Național, situat în centrul Chișinăului. Directorul general al instituției, Roman Cojuhar, a oferit mai multe detalii la acest subiect în cadrul unui interviu la un post privat de televiziune. Cojuhar susține că Agenția Proprietății Publice a contactat reprezentanții Centrului Național Anticorupție cu o solicitare în acest sens. Avem astăzi o noutate că am depus o plângere la CNA în ceea ce privește readucerea Hotelului Național în proprietatea statului, deoarece noi am analizat foarte bine toate documentele și tot procesul, cum a fost desfășurat această privatizare, cum s-au desfășurat toate acțiunile juridice după asta și avem informații nouă cu noi dovezi cu care mergem la organele de drept și în instanțele de judecată ca să întoarcem acest hotel în proprietatea statului. Reamintim că situația referitoare la Hotelul Național a stârnit anterior un val de proteste publice. În luna mai a anului 2022, mai mulți muncitori s-au adunat în preajma clădirii, acolo unde au început să îngrădească zona. Astfel, la fața locului au venit atât polițiști, cât și reprezentanții primăriei pentru cercetările necesare. Drept urmare, până în prezent, gardul în jurul Hotelului Național așa și nu a fost construit. După aproape 4 ani de întruniri online, ședința primăriei în această zi de luni s-a desfășurat cu prezență fizică. Edilul Capitalei Ion Ceban a menționat că de acum încolo, periodic, ședințele se vor desfășura și cu prezență fizică, pentru a oferi oportunitatea jurnaliștilor să adreseze întrebări. Spun că formatul online a ședințelor ne-a permis să fim un pic mai operativi, pentru că e o perioadă de timp când trebuie oamenii să vină aici, este altă perioadă de timp când oamenii trebuie să plece de aici. Dar, cu certitudine, am spus, cel puțin o dată la 2-3 săptămâni vom face ședința în acest format. Dacă va fi nevoie mai des, o vom face mai des. Totodată, în debutul ședinței, primarul a informat că în prezent în Chișinău au loc activități de plantare a peste 700 de mulize, arbori și arbuști. La fel, subdiviziunile municipale se pregătesc pentru campania de salubrizare de primăvară, mai spune edilul. Începând cu săptămâna curentă, să ieșiți în teren și să faceți inventarierea situației nemijlocit în spațiile publice din municipiul Chișinău, trotuare, străzi, curți, tot ce a fost reabilitat și ce urmează să fie reabilitat de acum încolo. În ceea ce ține nemijlocit de curățenie, vreau să vă rog ca să ne pregătim intensiv în următoarele 2 săptămâni, iar după asta să intervenim în paralel
dar și consecutiv, la curățenie de primăvară, spălarea străzilor, spălarea trotuarelor, curățenia în spațiile publice și în curțile blocurilor locuit. Circulația pe porțiunea de pod de pe strada Mihai Viteazul, aflată acum în reparație, ar putea fi reluată la sfârșitul lunii mai. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de la primărie de către șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache. Obligațiile contractuale asumate de către contragentul sau de agentul economic care și-a asumat aceste lucrări urmează a fi executate pe perioada de 27 de luni. Într-adevăr, cum s-a menționat, luna considerație că a fost începute lucrările în luna martie anul 2023, astfel, practic, o bună parte de lucrările de sub pod au fost finalizate. La ora actuală au loc lucrări doar de finisare și de redare unui aspect vizual acelei construcții de pod. Pilonii, ranforsarea pilonilor și inclusiv restabilirea capacității portante acestora au fost executate pe toată porțiunea și pe toate elementele de suport care le deține podul. La ora actuală, pe partea pe carosabila podului, cea care este dezafectată și pe care au loc lucrări, conform planului prezentat, în luna mai va fi aplicat și asfaltul fierbinte. Ulterior urmează să fie demarate lucrările pe cealaltă parte a podului. Mihalache s-a referit și la lucrările de pe strada 31 August, acolo unde a fost descoperit caldarâmul. Au fost identificate unele propuneri și soluții de a conserva. La o fază, Ministerul Culturii ne-a solicitat să cartografiem și să numerotăm fiecare element sau piatră de caldarâm din această zonă, la care a fost solicitată să fie implicate instituțiile din subordinea Ministerului și nici de cum instituțiile primăriei. Totodată au fost efectuate lucrări de proiectare a schiței sau viziunii privind modul de amenajare acestei zone între pe 31 august, care este dezafectată și este acum securizată în calitate de șantier de lucru. Schița urmează a fi înaintată către Consiliul Național al Monumentelor în săptămâna curentă pentru examinare și pentru expunere asupra conformității acesteia și urmează a fi transmisă spre proiectare pentru a fi prezentate costurile, dar și tipurile de lucrări care urmează a fi realizate. Ministerul și-a asumat la rândul său amenajarea într-o soluție unică a spațiilor din adiacența obiectivelor de stat pe care le are în administrare și în gestiune. Despre aceasta a anunțat atât Mihalache, cât și ministrul Culturii Sergiu Prodan. În perioada 19-23 februarie 2024, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat transferuri financiare în valoare totală de 85,54 de milioane de lei în conturile fermierilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare raportează despre progresele înregistrate în procesul de evaluare și aprobare a subvențiilor. Plăți complementare, 572 de cereri în valoare de 68,57 milioane lei, post-investiții, 17 cereri în valoare de 13,5 milioane lei, cereri de implementare a proiectelor prin aprobarea LIDER, 35 proiecte în valoare de 1,2 milioane lei, subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, 5 cereri în valoare de 2,27 milioane lei. De la începutul acestui an și până astăzi au fost autorizate plăți în valoare totală de peste 480 milioane lei, mai indică sursa. Mărimea Fondului Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural constituie 1,6 miliarde de lei. Reamintim că pe fondul protestelor fermierilor la sfârșitul săptămânii trecute la guvern a fost organizată o întrevedere între ministrul Agriculturii Vladimir Bolea și producătorii agricoli. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, fermierilor li s-a pus la dispoziție un nou mecanism de creditare urgentă. Tot vineri, în cadrul adunării generale a Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, lucrătorilor din industrie li s-a explicat despre posibilitățile de a obține finanțare suplimentară din surse externe, adică prin intermediul fondurilor pentru proiecte oferite de către partenerii de dezvoltare occidentali.
În ultimii 8 ani, industria Republicii Moldova a crescut cu doar circa 7%, o dovadă că, de fapt, în țara noastră, ramura pur și simplu bate pasul pe loc. La această concluzie a ajuns expertul economic Veaceslav Ioniță în cadrul unei noi runde de analize economice. În 8 ani de zile, din 2015 până în prezent, creșterea producției industriale în Republica Moldova e de 6,9%. Deci avem doar 6,9% creștere în ultimii 8 ani de zile. Dacă ne uităm comparativ cu 2018, noi avem o scădere de 1%. Deci, practic, noi putem să vorbim că Republica Moldova în ultimii 8 ani de zile a crescut foarte timid în ceea ce înseamnă producția industrială, dar când uităm în ultimii 4 ani de zile, avem o situație neplăcută. Din 4 ani de zile, 3 ani de zile a fost scăderea. Totodată, Veaceslav Ioniț a prezentat și date despre evoluția industriei în Republica Moldova pe parcursul celor 32 de ani de independență. Avem o prăbușire de 15% în fiecare an, deci nu în 5 ani, dar în fiecare an, 15% în 91, 92, 93, 94, 95, deci în mediu 15%. După aceasta avem o prăbușire de aproape 7%. Încă următorii 5 ani de zile, de fapt, timp de 10 ani de zile, avem o cădere, 9 ani mai precis a fost. Avem o recuperare rapidă în 2001-2005 de 12,7%. Anual creșterea, dar vă dați seama de ce e această creștere, că după ce ai căzut la fondul gropii, când ieși, nu ai ieșit din groapă, dar avem o creștere. După aceasta urmează iarăși 5 ani de zile de scădere, apoi 5 ani de creștere, 2011-2015. Astfel, potrivit expertului, începând cu 2015 și până în prezent, industria în Republica Moldova a înregistrat în medie o creștere de circa 0,8% anual. Totodată, Ioniț a prezentat și date despre ramurile industriei, care au înregistrat cea mai mare creștere în ultimii ani. Prima este fabricarea uleiilor. Dacă mă întrebați pe mine ce mai mișcă în țara aceasta și cine dă nou frumos, dacă nu era fabricarea uleiului, noi trebuie să declarăm acum de-a dur atât industria noastră. 133 sau de 2,3 ori în 5 ani a crescut real. În volum a crescut de vreo 5 ori. Deci până la 8 miliarde de lei producția de ulei în Republica Moldova. Pe locul 2, de 2 ori, mașini, utilaje și echipamente. Pe locul 3, produse de mărălit, dar aceasta este o ramură micuță. Vedeți, a crescut cu 67%, dar ea este micuță. Cred că prelucrarea cărnii, ce aș menționa-o, a crescut cu 26%, dar și are o piață mare, 6,6 miliarde de lei. În concluzie, Veaceslav Ioniț a menționat că 45% din producția industrială a Republicii Moldova este bazată pe prelucrarea producției agricole. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon pentru benzină și motorină valabile pentru ziua de marți, 27 februarie. Astfel, litrul de benzină se scumpește cu 2 bani și va costa 25 de lei și 13 bani, iar motorina se va ieftini cu 12 bani, fiind comercializată cu un preț maxim de 22 de lei și 84 de bani per litru. În acest an, spre deosebire de edițiile anterioare, Festivalul Mărțișor 2024 vine cu mai multe noutăți și inovații. Ministrul Culturii Sergiu Prodan a anunțat în cadrul unei conferințe de presă la ce surprize să se aștepte iubitorii de cultură de la cea de-a 58-a ediție a festivalului. Pentru prima dată, acestea vor ajunge în toate cele 38 de raioane ale țării. De-a lungul întregii luni martie, în fiecare zi, cu sprijinul Guvernului și al Ministerului Culturii, se vor ține 43 de concerte în 43 de sate și orașe, inclusiv Bălți, Cahul, Șoldănești și multe altele. Astfel, Mărțișor 2024 va acoperi întreaga Republică Moldova. Ministrul Culturii a mai precizat că începând cu data de 1 martie, publicul se va delecta cu peste 60 de spectacole de diferite genuri muzicale, cu participarea colectivelor artistice și a interpreților de valoare din Republica Moldova, România, Italia, Grecia, Franța, Republica Cehă, dar și Germania.
Și această diversitate artistică și de evenimente este încă o noutate a acestei ediții. În programul instituțiilor implicate în festival avem concerte de muzică clasică, modernă, de jazz, recitaluri corale și de orgă, spectacole de operă, balet și dans popular, vor evolua vioriști și pianiști virtuoși, aplaudați de lumea întreagă, dar și nume sonore ale muzicii lirice, ușoare și populare. Și pentru prima dată în istoria sa, Festivalul Mărțișor va găzdui un spectacol de muzică electronică, Electric Spring, la Arena Chișinău. Un alt element inovator al acestei ediții, potrivit ministrului Prodan, este că festivalul în premieră va ajunge și în comunitățile din diasporă, grație proiectului intitulat Mărțișor în toată lumea, susținut de Guvernul Republicii Moldova, de Ministerul Culturii, dar și de către membrii Biroului pentru Relații cu Diaspora. Programul Festivalului Mărțișor 2024 poate fi accesat pe pagina web a Ministerului Culturii. Bugetul preconizat pentru acest festival ajunge la un plafon de 5 milioane de lei. Continuăm ediția cu știri externe. La primăvară, în Elveția, ar putea avea loc primul summit dedicat planului propus de Ucraina pentru rezolvarea pașnică a conflictului cu Rusia. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă a Forumului Ucraina anul 2024. Rusia poate fi invitată la summitul pentru pace, a spus Zelensky, dar nu pentru a discuta termenii propuși de Federația Rusă. Conform ideii președintelui, reprezentanților Moscovei, li se va prezenta un plan gata, făcut și agreat, așa cum s-a întâmplat în timpul încheierii acordului de cereale. Chiar și așa, aceasta nu înseamnă că Rusia va accepta documentul, a recunoscut Zelensky. El a subliniat că, deși nu-și dorește o situație în care, după alegeri în diferite țări, anul acesta să apară mai multe inițiative de pace ale țărilor care să-și impună idei ce nu coincid cu interesele Kievului. Autoritățile elvețiene au confirmat planurile de a organiza o conferință de pace la cererea Ucrainei. Va face posibilă prezentarea tuturor acestor idei, analizarea lor, găsirea unor numitori comuni pentru a ajunge la pace pas cu pas. Și este important să se asigure participarea nu numai a țărilor occidentale, a spus șeful Ministerului de Externe elvețian Ignacio Cassis. El a menționat că există aproximativ 10 planuri de pace pentru Ucraina și doar 6 sau 7 sunt cunoscute publicului. Restul sunt încă secrete. Tot atunci, ministrul a făcut o trimitere și la o conversație cu colegul său rus, Sergei Lavrov, care susține că Federația Rusă este deschisă către propuneri serioase. În Polonia, persoane neidentificate au eliberat 160 de tone de cereale ucrainene din vagoanele unui tren Marfar. Despre aceasta a anunțat ministrul dezvoltării comunitare a teritoriilor și infrastructurii din Ucraina, Alexander Kubrakov, pe rețeaua de socializare X. Potrivit acestuia, cerealele urmau să fie livrate în portul Gdansk pentru a fi expediate ulterior în alte țări. Kubrakov și-a exprimat indignarea față de incident și l-a numit un act de vandalism. Oficialul a subliniat că produsele agricole ucrainene tranzitează Polonia în vagoane sigilate, astfel că Ucraina respectă legea spre deosebire de partea poloneză. Acesta nu este primul incident cu produse agricole ucrainene în Polonia. Anterior, mai multe persoane neidentificate au eliberat repetat fasole și rapiță la gara Dorohusk, iar lângă punctul de control medic de la granița cu Ucraina, fermierii polonezi au atacat un tren care transporta porumb și au eliberat marfa. După aceasta, Kievul a trimis o notă de protest la Varșovia, cerând ca responsabilii să fie identificați și pedepsiți. Atunci, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Poloniei, Czesław Siekierski, și-a cerut iertare în numele fermierilor polonezi, cerând în același timp să se înțeleagă disperarea și situația extrem de dificilă în care s-au pomenit fermierii polonezi. Autoritățile daneze au suspendat ancheta cu privire la exploziile la gazoductul rusesc Nord Stream din Marea Baltică. Decizia a fost luată din lipsă de temeiuri pentru pornirea unui dosar penal, relatează Reuters, care citează o declarație a organelor de drept din țară.
Potrivit agențiilor de aplicare a legii din Regat, ei nu au niciun motiv să investigheze în continuare exploziile. Polițiștii spun că în baza anchetei se poate concluziona că în situația din jurul conductelor a avut loc un sabotaj deliberat. Anterior, Suedia și-a stopat propria anchetă cu privire la explozii. Potrivit unui comunicat al procuraturii, niciun suspect nu a fost identificat și s-a ajuns la concluzia că dosarul se afla în afara jurisdicției suedeze. Explozii la gazoductele Nord Stream și Nord Stream 2 au avut loc în luna septembrie anului 2022. Ulterior, investigații asupra incidentului au fost declanșate în Germania, Danemarca și Suedia. Potrivit poliției daneze, conductele au fost avariate în urma exploziilor puternice, iar experții suedezi au confirmat că la fața locului au fost găsite urme de explozibili. Ofensiva militară asupra orașului Rafah din sudul fâșiei Gaza poate fi oarecum amânată, dar este în cele din urmă inevitabilă. Declarația aparține prim-ministrului Israelului, potrivit căruia 4 dintre ultimele 6 batalioane Hamas se ascund în Rafah, iar victoria poate fi obținută doar prin distrugerea completă a grupului. Reprezentanții Statelor Unite, ai Egiptului, ai Qatarului și ai Israelului au ajuns la o înțelegere cu privire la termenii de bază ai acordului de eliberare a ostaticilor din fâșia Gaza, transmite Euronews. Potrivit consilierului pentru Securitatea Națională al SUA, sunt necesare negocieri suplimentare cu Hamas pentru a încheia documentul, dar mediatorii sunt încă prudenți. Chiar dacă cele două părți s-au apropiat de un acord asupra unei încetări temporare a focului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că nu va opri ofensiva israeliană asupra orașului Rafah. Ea va fi doar amânată. Între timp, din cauza penuriei de alimente, locuitorii din Gaza au început să mănânce nalbă. Această plantă a devenit un aliment important din cauza lipsei de mâncare. Toată lumea vrea să mănânce, trebuie să hrănim copiii. Ei țipă constant că vor de mâncare, însă nu avem, nu știm ce să facem. Fiul meu are un an, cere pâine, lapte, mă urmărește peste tot și cere de mâncare, dar nu am ce să-i dau. Avem doar cartofi pe care îi folosim pentru hrana animalelor. Deși s-au alterat, am fost nevoiți să-i fierbem ca să-i mâncăm. Un kilogram costă 30 de șekeli, dar trebuie să-i cumpărăm pentru a ne hrăni copiii. Anterior, programul alimentar al ONU și-a suspendat activitatea în fâșia Gaza. Se întâmplă din cauza cazurilor tot mai frecvente de jaf și de atacuri asupra voluntarilor și a șoferilor de camioane. Cei de la organizație au promis că vor identifica modalități de a relua aprovizionarea cât mai curând posibil într-un mod mai sigur. În total, conform organizației, de la începutul lunii februarie, în enclavă au intrat 57 de camioane cu alimente, deși în luna ianuarie numărul livrărilor era de peste 200. Avioanele de luptă americane și britanice împreună cu alți aliați au efectuat recent lovituri asupra 18 ținte ale husiților din Yemen. Aceasta este a patra operațiune comună a aliaților. Informația se regăsește într-o declarație publicată pe site-ul Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Loviturile au vizat 18 ținte husite din 8 locații din Yemen, asociate cu depozite subterane de armă, cu depozite de rachete, cu vehicule aeriene fără pilot, cu sisteme de apărare aeriană, cu radare, dar și cu un elicopter. Aliații au remarcat că peste 45 de atacuri husite asupra navelor comerciale de la jumătatea lunii noiembrie reprezintă o amenințare pentru economia globală, precum și pentru securitatea și stabilitatea regională și necesită un răspuns internațional. La scurt timp după aceea, secretarul american al apărării lui Austin a subliniat că America nu va ezita să întreprindă măsuri dacă va fi necesar. Purtătorul de cuvânt al husiților, la rândul său, a anunțat un atac asupra unei nave americane în Golful Aden cu rachete antinavă și asupra navelor militare americane din Marea Roșie, folosind drone. Pentagonul a raportat interceptarea uneia dintre rachetele antinavă care viza o navă de marfă americană. Amintim că începând cu data de 19 februarie în Marea Roșie, operează și o misiune navală specială a UE pentru a proteja navele comerciale. Ungaria va mai cumpăra 4 avioane de luptă din Suedia, Saab, JAS-39 Gripen. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ajuns la un acord în acest sens cu omologul său suedez Ulf Kristersson în timpul vizitei celui din urmă la Budapesta. Părțile au extins și acordul pentru întreținerea celor 14 aeronave pe care Ungaria le închiriază deja din Suedia.
Astăzi adăugăm încă 4 luptători bombardier Gripen la flota forțelor de apărare ungare. Aceasta sporește semnificativ potențialul nostru militar. De asemenea, premierul ungar l-a asigurat pe colegul său că Parlamentul țării va aproba protocolul privind aderarea Suediei la NATO. Vocea Budapestei a rămas ultimul obstacol înainte de extinderea alianței, după ce Ankara a aprobat aderarea Stockholm la NATO. Ambele țări sunt membre ale UE și în curând vom deveni aliați NATO. Vizita șefului guvernului suedez în Ungaria înainte de ratificarea cererii are loc la cererea partidului maghiar de guvernământ Fidesz și este un gest de împăcare după ce Stockholm a făcut trimitere la retragerea oficialilor de la Budapesta din cadranele unei democrații sănătoase. Fostul ambasador al SUA la ONU, tot ea și fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, a pierdut alegerile primare în fața lui Donald Trump în statul ei de baștină. Fostul lider de la Casa Albă s-a ales cu 20% mai multe voturi decât rivalul său și a ajuns cu un pas mai aproape de răvnita nominalizare din partea Partidului Republican. După numărarea voturilor, Trump câștigă aproximativ 60%, singurul său adversar, Nikki Haley, s-a ales cu puțin peste 39% dintre voturi. Diferența nu a fost atât de mare pe cât au prezis unele sondaje, dar a fost suficientă pentru Trump să asigure o majoritate covârșitoare a delegațiilor statului la o viitoare convenție republicană. Trump astfel a câștigat cu încredere alegerile primare în 4 dintre 4 state. Următorul vot va avea loc în Michigan pe data de 28 februarie, iar ulterior Statele Unite ale Americii se vor confrunta cu așa numita Super Marți pe data de 5 martie, atunci când vor avea loc 16 exerciții electorale simultan. În ciuda șanselor minime de a-l învinge pe favorit, a înfrângerii în mica ei patrie și în ciuda apelurilor persistente din partea colegilor săi de partid de a părăsi cursa, Nikki Haley promite că nu va renunța. Primarele democraților din Carolina de Sud au avut loc pe data de 3 februarie, iar președintele în exercițiu Joe Biden, care practic nu are concurenți serioși, s-a ales cu mai mult de 95% dintre voturi. Președintele argentinian Javier Milei, care are și porecla mini-Trump, în timpul cursei electorale s-a întâlnit cu fostul șef al Casei Albe și a urat succes la alegerile prezidențiale din SUA, scrie Bloomberg. Trump l-a lăudat pe Milei, numindu-l, cităm, un mare domn. Ambii lideri, care anterior au făcut schimb de mesaje amicale pe rețelele de socializare, s-au întâlnit pentru prima dată în marja conferinței de acțiune politică conservatoare. În Franța au avut loc din nou proteste în masă ale fermierilor. De această dată, sute de demonstranți au luat cu asalt cea mai mare expoziție agricolă din Paris. Aceștia au cerut și demisia președintelui francez Emmanuel Macron, care a participat la deschiderea evenimentului. Fermierii au scandat de asemenea sloganuri prin care cer măsuri de sprijin, după care s-au încăierat cu poliția și au aruncat cu ouă în oamenii legii. 8 persoane au fost rănite în timpul luptelor, peste 1000 de polițiști au fost dislocați pentru a menține securitatea. Ulterior, Macron i-a abordat pe activiști pentru a rezolva conflictul, iar negocierile au durat aproximativ 4 ore. Președintele a promis că va proteja drepturile fermierilor și va limita importul de produse agricole din străinătate. Menționăm că începând cu luna trecută, în Franța au loc demonstrații în masă ale fermierilor, care sunt nemulțumiți de scăderea veniturilor din cauza inflației și a condițiilor de muncă. Un tribunal din Turcia l-a condamnat pe antreprenorul unui bloc care s-a prăbușit în urma cutremurului de anul trecut la 18 ani de închisoare. În acest caz, 34 de persoane au murit, iar alte 10 au suferit rând de diverse complexitate. Anterior, inculpatul a fost condamnat la aproape 22 de ani de închisoare. Pedeapsa a fost comutată ulterior din cauza pierderii fiului acestuia în urma prăbușirii clădirii. Aceasta este prima hotărâre judecătorească în astfel de cazuri, transmite Anadolu. În total, după cutremurul din luna februarie anului trecut, în țară au fost arestate 269 de persoane, toate responsabile de construcții de proastă calitate. Pagubele materiale cauzate de dezastrul natural au ajuns la peste 105 miliarde de dolari. Numărul morților a depășit 50 de mii de oameni.
În orașul britanic Plymouth a fost descoperită o bombă neexplodată de 500 de kilograme, ce datează din perioada celui de-al doilea război mondial. Aceasta a fost găsită în grădina unei case private. După ce mii de locuitori ai orașului au fost evacuați, militarii au dezamursat dispozitivul exploziv și l-au livrat în strâmtoare pentru a fi detonat sub apă. Ministerul Apărării al țării spune că operațiunea de neutralizare a fost una de proporții. În cadrul acesteia au fost implicați peste 1000 de oameni. Bancnotele cu imaginea regelui Carol al III-lea al Marii Britaniei vor intra în circulație în luna iunie, a anunțat Banca Angliei. Singura diferență dintre bancnotele vechi care vor rămâne în circulație și cele noi este că în locul reginei Elizabeta a II-a va apărea fiul ei, care a urcat pe tron anul trecut. Monarhul va apărea pe bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire. Monedele cu imaginea lui Carol al III-lea au început să fie bătute în urmă cu câteva luni. Dar pentru a face banii de hârtie ușor recunoscutibili în automatele bancare, în diverse aparate și dispozitive, este nevoie de timp. Primele loturi de bancnote noi vor fi vândute la licitație, iar fondurile strânse vor ajunge la organizațiile de caritate. Acestea au fost știrile. Dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți și în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grilă puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție!